Singura soluție a fost falimentul persoanei fizice până la acest moment. Dacă ne uităm însă la ceea ce face ANPC-ul, e o acțiune pe care a derulat-o și în 2013, amenzi, cereri ca acele clauze abuzive să fie îndepărtate din contracte, însă, din păcate, în 3 ani de zile, 2 ani de zile, nu s-a întâmplat absolut nimic și aici e o problemă a modalității în care băncile înțeleg să țină cont de hotărârile judecătorești, pentru că foarte mulți au câștigat în instanță înlăturarea acestor clauze abuzive. Și nu s-a ținut cont de ele? Păi, din moment ce ANPC-ul reia ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2 ani de zile, când amenziile au însumat peste 3 milioane de lei, avem chiar declarația președintelui ANPC care ne arată faptul că încă o dată regăsește prin cele 2900 de reclamații aceeași situație. Bine, acum probabil că au fost respectate hotărârile judecătorești, dar acum vorbim despre controlele făcute de ANPC și măsurile care au fost promise, cel puțin la momentul acela, și nu au fost Absolut. rezolvate. Ne referim la o politică bancară în care băncile să înlăture acele clauze prin propria voință, astfel încât